Citim cuvântul Domnului din Sfânta Evanghelie după Matei, de la capitolul 11, versetele 20 la 24, după cum avem programul în calendar. Atunci Iisus a început să mustre cetățile în care fuseseră făcute cele mai multe din minunile lui, pentru că nu se pocăiseră. Vai de tine, Horazine, a zis el, vai de tine, Betsaido, căci dacă ar fi fost făcute în Tir și Sidon minunile care au fost făcute în voi, de mult s-ar fi pocăit cu sac și cenușă. De aceea vă spun că în ziua judecății va fi mai ușor pentru Tir și Sidon decât pentru voi. Și tu, Capernaume, vei fi înălțat oare până la cer? Vei fi pogorât până la locuința morților? Căci dacă ar fi fost făcute în Sodoma minunile care au fost făcute în tine, ea ar fi rămas în picioare până în ziua de azi. De aceea vă spun că în ziua judecății va fi mai ușor pentru ținutul Sodomei decât pentru tine. Amin, amin. Mi-aș dori să aduc cuvântul Domnului în seara aceasta, după cum Domnul mi-a pus pe inimă. Știți că frământarea oricărui slujitor al lui Dumnezeu care are povara cuvântului și a mesajului lui Dumnezeu pe inimă, când citește un text, mă gândesc că nu se gândește care ar fi cea mai frumoasă predică pe care aș putea să o scot de aici. Asta e o gândire lumească și firească. Eu cred că oamenii lui Dumnezeu, când citesc un text, îl întreabă pe Dumnezeu în rugăciune și spun: Doamne, ce vrei să vorbești de aici, poporului tău? Pentru că asta e dorința noastră și asta e voia lui Dumnezeu. Să transmitem din cuvânt ce vrea Dumnezeu să audă poporul și ce-i benefic pentru nevoile poporului lui Dumnezeu. Și doresc în seara aceasta să împărtășesc trei gânduri, aș vrea să le fac cât se poate de pe scurt, din textul acesta, din care nu știu dacă am mai predicat vreodată, dar l-am citit de câteva ori, am cerut lumină și călăuzire din partea Domnului și îl abordez în modul în care Dumnezeu mi-a descoperit ceea ce trebuie să spun în seara aceasta. Și primul gând și prima învățătură din textul acesta, din cuvintele Domnului Iisus, e următorul: Mulțimea minunilor nu garantează pocăința și nici nu confirmă mântuirea oamenilor. Mulțimea minunilor nu garantează pocăința și nici nu confirmă mântuirea, așa după cum suntem înclinați să credem uneori. În aceste cetăți Domnul Iisus a făcut o mulțime de minuni. Noi am zice, acolo unde se fac minuni, oamenii se pocăiesc. Și iată că nu s-au pocăit. Acolo unde se fac minuni, oamenii se mântuiesc. Și iată că nu s-au mântuit. Pentru că învățăm cu ajutorul acestui cuvânt în seara aceasta că pocăința este singura cale de accesare a binecuvântărilor dumnezeiești. Pocăința e singura cale de accesare a binecuvântărilor dumnezeiești. Nu neapărat mulțimea minunilor. Minunile pot fi folosite de Dumnezeu ca să îi cheme, să-i atragă pe oameni la pocăință. Și uneori dă rezultate. În Lida și Sarona, după cum ne arată cuvântul Domnului în Fapte, capitolul 9, versetele 31 în jos, era un om bolnav, Enea sau Enea, nu știu exact cum ar fi corect să punem accentul, pe care Dumnezeu prin Petru l-a vindecat, l-a ridicat din starea lui de neputință.
Toată lumea știa că e un om neputincios care stă în pat și nu poate să facă nimic. Prin Petru Dumnezeu l-a vindecat, l-a ridicat în picioare. Și Scriptura spune că toți oamenii din Lida și Sarona s-au întors la Domnul. Minunile îi cheamă pe oameni la pocăință, dar nu garantează pocăința. Nu vi se pare interesant contrastul dintre aceste cetăți, Horazin, Betsaida și Capernaum? Contrast între aceste cetăți și Lida, adică într-un loc Dumnezeu face minuni și oamenii nu se pocăiesc și nu se mântuiesc. Nu toți cei ce văd minuni sunt mântuiți. Unii cred, poate chiar dintre tinerii noștri, dacă aș vedea o minune, m-aș pocăi. Așa zic unii. Și asta e o minciună a marelui expert al minciunilor, diavolul. Capernaum, Betsaida și Horazin a văzut o mulțime de minuni. În aceste cetăți a umblat Fiul lui Dumnezeu și oamenii au văzut puterea lui Dumnezeu și totuși nu s-au întors la Dumnezeu. E posibil să vezi o minune și să nu te pocăiești. Nu cere o minune ca să te pocăiești. Pocăiește-te când auzi cuvântul și poate că Dumnezeu face o minune în viața ta. Nu pune condiții lui Dumnezeu. Cu astfel de metodă poate să fie cursa diavolului. Eu cunosc persoane care au văzut minuni și nu s-au pocăit. În casa noastră, a părinților mei, a făcut Dumnezeu minuni. Și nu toți din familie suntem credincioși. Mai cunoașteți tineri, bărbați sau femei sau oameni care au văzut minuni, care au trăit minuni? Cunosc persoane pe care Dumnezeu le-a vindecat în mod supranatural și s-au lăsat de pocăință și nu-s mântuiți. O minune nu-i garanția pocăinței, nici a mântuirii. Garanția mântuirii, pocăința. Și minunea poate să vină după pocăință. V-am spus, cred că mulți ani în urmă, dar dacă aproape eu am uitat această întâmplare de când am spus-o, mă gândesc că majoritatea dintre dumneavoastră ați uitat-o. Într-o zi, la casa noastră de la țară, au sosit două femei. Una mai în vârstă, fără un picior, cu cârje, și una mai tânără. Și-au întrebat, aici îi o familie de pocăiți, că am fost îndemnați de oamenii din sat, că asta e o adresă unde trăiesc credincioși, pocăiți. Și părinții au zis, da, ați venit bine, intrați înăuntru. Și-au poftit înăuntru. Lucrul ăsta s-a întâmplat probabil vreo 35 de ani în urmă. Au intrat în casă și le-au întrebat pe surorile acestea, spuneți-ne cum ați ajuns la noi, cu ce ocazie ați venit și dacă aveți o misiune de îndeplinit. Și ascultați povestea acestor femei. Să vedeți o minune. Femeile acestea n-au fost niciodată la noi în sat. Satul nostru se cheamă Lemniu. E un sat neînsemnat pe Valea Someșului. Sora aceasta mai în vârstă, care e un vas de lucru prin care vorbea Dumnezeu și căruia îi descoperea Dumnezeu anumite lucruri, într-o noapte îi vorbește Dumnezeu și îi arată o casă și îi spune, Lemniu, trebuie să mergi în Lemniu și se trezește dimineața și spune, Doamne, Lemniu,
trebuie să fie o localitate. Casa asta trebuie să fie în localitatea respectivă. Dar unde e lemniu? Dar nu e nicio problemă. Că o să mă duc la gară și ei au evidența cu toate gările din România și o să cer un bilet de tren până la lemniu și o să aflu unde e și cum să ajunge acolo. Dar a mers la o soră mai tânără, o prietenă de-a ei, ca să o însoțească. Surorile acestea sunt din Căstău, asta țin minte, în zona Aradului undeva. Nu știu câți ați auzit de localitatea aceasta sau știți pe unde e așezată, dar mi se pare că pe lângă Arad. Cum? Lângă Orăștie. Așa, Căstău. Sora aceasta în vârstă a mers la una mai tânără și a zis: soră, mă trimite Dumnezeu într-o localitate, nu știu unde e, dar o să ajungem cumva acolo. Vrei să vii cu mine, să nu mă duc singură? Eu, o femeie în vârstă și fără picior, și nu se simțea confortabilă. Sora mai tânără, care a mai fost cu aceasta mai în vârstă în misiune, în lucrare, trimise de Dumnezeu, a zis: cum să nu? Și-au făcut bagajele, ce mai, o gentuță, ca în România, și-au mers la tren, au mers la gară. Și la gară, impegatul care vindea bilete a întrebat: unde vreți să mergeți? Și-au spus: până la lemniu. Omul s-a uitat pe grafica lui: măi, sunteți sigure că acolo vreți să ajungeți? Eu n-am evidență, n-am o astfel de localitate, nu vă pot da. Păi da, dați-mă la o localitate de lângă lemniu, dacă nu-i. Păi da, eu de unde să știu unde e lemniu și ce localitate e lângă lemniu? Trebuie pe dumneavoastră să-mi spuneți. Măi, ce să facem? Păi zice, mergeți peste drum la poștă. Vorbiți cu cei de la poștă să scoată o hartă și să se uite pe hartă. Și apoi veniți înapoi și vorbiți cu noi. Au mers la poștă, cu ajutorul cuiva au deschis o hartă, uită-te în România, în toate localitățile, toate satele, toate comunele, toate cătunele, găsește tocmai lemniu. Dar au găsit lemniu. Și s-au uitat și au văzut că lângă lemniu sunt două localități mai mari care se părea că aveau gară, erau lângă calea ferată, lemniu un pic mai departe, Răstot și Letca. Au venit la gară din nou și au zis: domnule, dați-ne un bilet, ori până la Răstot, ori până la Letca. Păi până unde vreți? Păi ori la care? Păi vă dau până la Letca, e mai departe un picuț. Dacă vreți vă dau jos la Răstot, dacă nu la Letca. Au luat bilete, bineînțeles au trebuit să schimbe trenurile, nu mai știu exact, pe la Dej și în alte stații mai mari. Au schimbat și nu știu dacă le-a trebuit o zi, dar au sosit în Letca. Letca e cam la un kilometru doar de noi. Acolo s-au dat jos, când s-au dat jos au întrebat pe cineva: în ce parte o luăm înspre lemniu? Păi în direcția asta. Au ajuns în lemniu, când au ajuns în lemniu au zis: cunoașteți vreo familie de pocăiți aici, că acolo să mergem la cineva. Păi cum să nu? Și-a arătat casa noastră. Oameni de la noi din sat toți știau casa noastră. Arăta casa noastră. Și-au venit la noi în casă și-au spus: fraților, așa am ajuns aici. Și trebuie să mergem la casa asta. Dar ce mesaj va da Dumnezeu? Nu știu, Dumnezeu o să-mi dea mesajul atunci când ajung acolo. Dar dumneavoastră trebuie să mă duceți la casa asta. Păi descrieți-ne casa, cum arată? Și au descris casa. Păi așa, o străduță, în pantă un pic, are așa un gard, are un copac în fața casei, vopsită în albastru, geamurile așa, acoperișul, așa i-au descris casa. Și părinții au început să gândească, slavă Domnului, că satul micuț, cam la 180 de case, măi, cam care ar fi, n-ar fi aia, n-ar fi cealaltă, n-ar fi cealaltă, până la urmă i-au dat de capăt. Și când au ajuns și s-au apropiat de casă, sora care a avut cuvânt din partea Domnului a zis: ăsta e drumul, ăsta e drumul. Și când au ajuns în fața casei și s-au uitat la casă, a spus: asta este casa. E fântâna aici, e copacul aici, e gardul aici, sunt geamurile. Asta e casa care Dumnezeu mi-a arătat-o. Bă, dar e o familie de nepocăiți? E o familie de nepocăiți aici.
îți ceva neamuri mai de departe, o mătușă de-a mea mai îndepărtată, dar îs oameni nepocăiți. Nu e nicio problemă. Păi dacă Dumnezeu ne trimite aici. Și acum, interesant, intră în curte, merg și bat la ușă. Merg cu maică mea pentru că să fie cineva din sat, bineînțeles, măr numai el. Deschide ușa, mătușa, cum am spus, o rudenie mai de departe, deschide ușa, salută pe mama și salută pe cele două surori și face doi pași în spate, mătușa, nepocăită. Vai! Dar dumneavoastră ați venit la mine azi noapte, în vis. Eu v-am văzut astă noapte că ați venit în vis. Eu nu v-am văzut niciodată. Până acum, de unde ați apărut? Cine sunteți? Păi ne-a trimis Dumnezeu aici ca să vă aducem un mesaj. Păi ce mesaj aveți? Păi nu știm, numai după ce ne punem pe genunchi și ne rugăm. Păi chiar că Dumnezeu v-a trimis în casa mea. Au intrat înăuntru, s-au pus pe genunchi și Dumnezeu i-a dat un mesaj exact cu problema cu care se confrunta. Femeia aceasta trecuseră prin niște necazuri foarte mari și Dumnezeu îi vorbește și îi spune: ai plâns și ai trecut prin mari încercări și mâna mea a apăsat asupra ta. Mai mari o să vină peste tine dacă nu te pocăiești. Mesaj foarte simplu. Ce părere aveți dumneavoastră? E asta o minune sau un lucru simplu? E o minune care a făcut-o Dumnezeu sub ochii noștri. E o minune, fraților. Și știți că mătușa nu s-a pocăit. Știți că mătușa nu s-a pocăit. Trimite Dumnezeu două femei de la celălalt capăt al României. Îi arată Dumnezeu noaptea în vis și îi spune exact ce, și nu se pochește. Și vine nenorocire mai mare peste ea și după aia se pochește. După aia se pochește. Frați și surori și iubiți tineri, minunile sunt de dorit, dar minunile nu garantează pocăință. Unii dintre noi am văzut minuni și încă nu suntem pocăiți cum ar trebui. Nu luăm cuvântul lui Dumnezeu în serios cum ar trebui. Alți tineri se scuză cu nepocăința lor că n-au văzut destule minuni. Iubiți tineri, iubiți frați și surori, că ai văzut, că n-ai văzut, ai auzit adevărul. Și adevărul acesta, dacă ai primit și crezut și te duce la pocăință, aduce mântuire și aduce salvare, binecuvântat să fie numele Domnului. Binecuvântarea numărul unu a pocăinței este mântuirea. Binecuvântarea numărul doi a pocăinței este scăparea de judecată. Scăparea de judecată. Al doilea gând, asprimea judecății e direct proporțională cu șansele oferite spre pocăință. Versetul 24, dar și 22. De aceea vă spun că în ziua judecății va fi mai ușor pentru Tir și Sidon decât pentru voi. De aceea vă spun că în ziua judecății va fi mai ușor pentru ținutul Sodomei decât pentru tine, auzi? Nu știu dacă ai fost conștient vreodată sau dacă ești de acest adevăr. Omul care are mai multe șanse spre pocăință și nu se pocăiește va fi judecat mai aspru decât cel care n-a avut atâtea șanse. Auzi că în ziua judecății va fi mai ușor pentru Sodoma decât pentru Capernaum. Capernaum va fi judecat cu mai mare asprime decât Sodoma în ziua judecății. Și întrebarea, de ce? De ce? Pentru faptul că această cetate, Capernaum, a avut șansa pocăinței cu fiecare minune, cu fiecare cuvânt care ieșea din gura Mântuitorului. Capernaum avea șanse să se pocăiască și nu s-a pocăit. Pentru Sodoma a venit prăpădul dintr-o dată și în ziua în care va sta la judecată Sodoma alături de Capernaum, Capernaum va primi o pedeapsă
mai aspră, o pedeapsă mai aspră. Ce vreau să spun cu lucrul acesta? Întăresc ceea ce spune Scriptura. Iacov 3 cu 1 spune: să nu fiți mulți învățători între voi, că veți primi o pedeapsă mai aspră, mai aspră, mai aspră. Evrei 10 cu 29 transmite același adevăr. Cum o să scape un tânăr? Cum o să scape un tânăr care a crescut în familie? Ascultă-mă, tinere, ai crescut în familie de credincioși. Mama și tata te-au adus la binecuvântare. Ai crescut în biserică și ai ascultat 1000 de predici. Ba poate că Dumnezeu ți-a vorbit și printr-o prorocie. Poate că ai văzut o minune. Dacă n-ai văzut, ai auzit de minuni. Ai crescut într-un anturaj în care în fiecare duminică ți se oferea șansa pocăinței și ți-ai împetrit inima și ai zis: va fi data viitoare, va fi data viitoare. Și ceva se întâmplă și data viitoare nu mai apare, și data viitoare nu mai apare. Ce părere ai în ziua judecății? Care va fi scuza ta? Vine ziua în care și eu și tu să stăm în fața scaunului de judecată. Care va fi răspunsul? Cu ce o să te scuzi? N-am știut? Nu mi-a spus nimeni? Nu m-a învățat nimeni? Știi că pedeapsa va fi mai aspră pentru tine decât pentru tânărul care a crescut într-o altfel de familie și n-a fost dus la biserică și n-a fost dus la binecuvântare și n-a fost învățat? Pedeapsa va fi mai aspră pentru tine dacă nu te pocăiești. Ești conștient de lucrul acesta? Astea sunt cuvintele Domnului Iisus Hristos. Nu știu exact cum El va face diferența, dar El va face diferența. Că în ziua aceea va fi mai ușor pentru unii decât pentru alții. Nu că va fi bine de cineva care nu se pocăiește. Nimeni nu va fi bine. Dar asta mă face să cred și mă convinge că în ziua judecății pedepsele se vor împărți după merit. După câte șanse ai avut să te pocăiești, cu cât ai avut mai multe șanse să te pocăiești, cu atât o să fii pedepsit mai aspru. Și la asta spun: vai, Doamne, ai milă de noi în seara aceasta. Doamne, dă un duh de pocăință în seara aceasta. Păi noi care știm și cunoaștem adevărul și suntem învățați despre adevăr, să-l ignorăm? Să ne închidem inima? Să fim nepăsători? Să ne întoarcem spatele? Să spunem: asta nu mă interesează, asta nu-i pentru mine? Ce vei răspunde în ziua judecății? Cu ce te vei scuza? Ești conștient de faptul că vei amuți în ziua aceea? Nu o să ai puterea să scoți niciun cuvânt. Ca și omul acela care a fost prins în odaia de nuntă fără haină, spune că a amuțit. Păi normal că a amuțit, că el a știut. El a știut și n-a putut să se scuze, n-a avut niciun cuvânt. Și când te întreabă Domnul ceva, când stă Domnul de vorbă cu tine, n-ai cuvinte. Nu te poți apăra. Nu te poți apăra. Că n-ai cu ce să te aperi. De aceea seara pocăinței e seara asta, ziua pocăinței sunt momentele acestea. Și nu neapărat pentru că ai văzut o minune, ci pentru că vezi dragostea și harul lui Dumnezeu și ești conștient de faptul că asprimea judecății e direct proporțională cu șansele oferite spre pocăință. În al treilea și în ultimul rând, Domnul este un Dumnezeu al minunilor. Al treilea gând: că normal, ăsta e cel mai puternic adevăr care iese de aici. În Horazin și în Betsaida și în Capernaum, Domnul a făcut minuni. Domnul Iisus a făcut minuni. Și a făcut minuni multe. Asta înseamnă că Domnul face minuni. Asta e prima realitate. Eu am încheiat cu mesajul cu prima realitate. L-am încheiat pentru ca să termin cu ceva pozitiv, ca să te încurajez și să mă încurajez pe mine.
și să mă îndemn pe mine și pe tine la credință. Domnul face minuni. Unii pot să spună, nu mai e nevoie de minuni. Nu-i nevoie de minuni ca să fii mântuit. Minunile nu sunt pentru ca să fii mântuit. Minunile sunt pentru ca Dumnezeu să răspundă la nevoie și să-și arate slava. Că minunile nu mântuiesc. Pocăința mântuiește. Întoarcerea la Dumnezeu aduce mântuire. Că doar am amintit din nou faptul că minunile nu reprezintă garanție pentru mântuire. Și poți să vezi minuni și să auzi despre minuni și să nu te pocăiești. Pocăința aduce mântuire. Dar realitatea e că Domnul e un Dumnezeu al minunilor. El este Cel care poartă de grijă. El este Cel care izbăvește. El este Cel care salvează. Mesianitatea Domnului Iisus a fost confirmată prin minuni. În Luca, în capitolul 7, de la 20 la 22, ni se arată răspunsul Domnului Iisus la întrebarea ucenicilor lui Ioan Botezătorul. Ioan Botezătorul era în închisoare și a trimis ucenicii să-L întrebe pe Domnul Iisus: tu ești acela sau așteptăm pe altul? Și Domnul Iisus nu-i ține o predică, nu-i trimite niciun mesaj extraordinar, ci doar zice, spune-i lui Ioan că orbii văd. Cu asta începe. Și asta e foarte important. Orbii văd, șchiopii umblă, surzi aud, morții învie și săracilor li se propovăduiește Evanghelia. Deci acum să fac minuni înseamnă că tu ești Mesia. Mesia trebuia să fie însoțit de minuni în lucrarea lui, pentru ca să dovedească unei lumi care trăia în întuneric că el e trimisul lui Dumnezeu. Și Dumnezeu n-a încetat să facă minuni de la Iisus încoace. El a făcut și înainte, dar există un tip de minuni care nu s-au făcut niciodată: deschiderea ochilor orbilor din naștere. Dacă citim cuvântul Domnului în Ioan 9:32, acolo orbul chiar spune că nu s-a auzit niciodată ca cineva să fi deschis cuiva ochii unui orb din naștere. Nu s-a auzit niciodată. Și în Vechiul Testament, dacă citim Vechiul Testament, nu găsim nicio minune în care să se fi deschis ochii unui orb din naștere. Pentru că acest tip de minuni a fost rezervat pentru Mesia. Oamenii când au auzit că se deschid ochii orbilor, ăsta era semnalul că a venit Mesia. Că Mesia a venit ca să aducă lumină. Mesia a venit ca să deschidă ochii, și ochii fizici și ochii spirituali. Acolo unde domnea întunericul, a venit Mesia și a dus lumină. Activitatea lui Mesia a fost însoțită de minuni și deschiderea ochilor orbilor a fost marca specifică a lui Mesia. Poporul trebuia să știe că e Dumnezeu din cer care s-a coborât și umbla printre ei și că El este Mesia, unsul, trimisul lui Dumnezeu. Mesajul minunilor a străbătut veacurile. Noi nu-L urmăm pe Hristos pentru că face minuni. El face minuni pentru că suntem ai Lui. Noi trebuie să-L urmăm pe El, indiferent de ce s-ar întâmpla. Dacă n-ai mai vedea nicio minune niciodată, dacă n-ai să mai vezi nicio minune, asta nu trebuie să te tragă înapoi. Dumnezeu a confirmat adevărul Evangheliei de multe ori în viața ta și în viața mea. E suficient. Dumnezeu nu face minuni la comandă și Dumnezeu nu face minuni ca să se dea în spectacol. Dar Dumnezeu face minuni. Și El face minuni uneori când nu te aștepți, alteori când nu ești pregătit, alteori chiar și când nu crezi destul, dar crede altcineva și Dumnezeu vrea să-și arate slava. Dumnezeu face minuni în chipuri
ciudate și în moduri în care nu le putem pune în niciun șablon. Uneori cu șervețel, alteori cu ungere cu undelemn, alteori cu rugăciune cu punerea mâinilor, alteori printr-un cuvânt rostit prin credință, alteori printr-o cântare, uneori la predică, alteori la ora de rugăciune. N-are importanță cum, ce e cert e faptul că Domnul face minuni. Și Domnul face minuni și azi. Și Domnul a făcut minuni și anul trecut, și anii trecuți. Și Dumnezeu ne-a dat și nouă parte de minuni. Îți aduci aminte că a făcut minuni Domnul? Îți aduci aminte? Avem aici câțiva martori care au trăit minuni în viața lor, cu o ridicare de mână, care să confirme că Domnul face, aleluia. Slăviți să fie Domnul. Anul trecut am primit un bilet, o minune care pentru unii zic, mă, nu-i chiar o minune, că oamenii au fost implicați aici. Dar familia Dea Dorel și Alina aduc o jertfă de mulțumire înaintea Domnului pentru că anul trecut au depus actele la Immigration pentru a aplica pentru rezidență permanentă în America. Vreau să specific, spune biletul, că chiar dacă sunt căsătorită, spune sora Alina, de 11 ani și doi copii cetățeni, nu era nicio lege după care să îmi depun actele, din cauza că n-am intrat legal în America. Am intrat ilegal. Și n-am. Pe ce bază să depun actele? Anul trecut am luat hotărârea să depunem actele totuși. După 7 luni, am primit green card-ul și am fost aprobată care rezident permanent, după 7 luni. În ce capitol o încadrat-o? În ce paragraf? Who cares? Who cares? Domnului stăpân și în domeniul ăsta. Și poate să folosească, cine știe dacă nu o da semnătura un ateu? Și dacă o da semnătura un ateu, eu spun aleluia, mărit să fie Domnul, că Domnul folosește și pe atei ca să-și adune slavă și cinste și glorie. Poate Dumnezeu să folosească și pe atei pentru slava Lui și pentru gloria Lui. Ei mulțumesc Domnului, mulțumesc tuturor celor ce s-au rugat pentru ei, surorilor văduve care s-au rugat și au stat în post și altora care au sprijinit în rugăciune. Tot anul trecut, pentru familia Noje, după 16 sau 17 ani, nu știu dacă sunt aici, sunt aici? Gabi sau Camelia sunt aici, nu știu, cred că sunt plecați din oraș. N-aveam, yes. 17 ani sau 16 ani? Cât? 17. 16. Vedeți? E mare sală. Au primit răspuns că trebuie să plece din țară, din America. Pe 16 ani. Căsătorie aici, familie aici, copii aici, casa aici, neamuri aici. Trebuie să plece. Trebuie să plece. Și au mai făcut un apel. Când nu se mai putea face. Mai făcut un apel. Și au mai făcut scrisori. Și noi de la biserică. Și semnături. Și tot ce a fost nevoie. Și de la plecare din țară s-a trecut la aprobare. Dintr-o dată. Noi zicem că astea sunt lucruri omenești, mă, totuși cineva. Fraților, poate să fie pentru cel care nu-i cu papucii în situația asta, dar pentru cel care e în cauză, ăsta are emoții, ăsta nu doarme noaptea, ăsta strigă către Dumnezeu și spune, Doamne, numai Tu poți. Și Dumnezeu a intervenit, cazuri de Immigration. Da vindecări, vindecă Domnul. A fost cineva vindecat de Domnul din adunare? A fost cineva vindecat de Domnul din adunare? Aleluia! Trăim o epocă a minunilor, fraților. Să nu credeți că pe vremea apostolilor s-au făcut mai multe minuni. Că dacă s-ar scrie o altă carte a faptelor apostolilor sau lucrătorilor sau slujitorilor din ultimii 50 de ani, fraților, ar fi mai groasă decât Biblia asta. Ar fi mii și milioane de minuni. Aici a scrise doar câteva. Noi zicem, vai cum a lucrat Domnul pe vremea aceea. Păi fraților, lucrează și acum.
dar noi așteptăm ca minunile să fie la ordinea zilei. Noi așteptăm ca, dacă ne doare măseaua, Domnul să ne ia durerea, fără algocalmin și fără Tylenol și fără ca să mergem la dentist. Ca ce grozav suntem noi, cum ne ascultă Dumnezeu și ne ia durerea de măsea. Noi așteptăm să călcăm de pe minuni pe minuni și să ne dăm noi grozav cât de grozav suntem. Fraților, noi nu suntem scutiți de problemele prin care trece toată lumea. Viața noastră e o viață obișnuită, dar o trăim prin credință și din când în când, într-un mod miraculos, într-un mod inexplicabil, Dumnezeu intervine și face câte o minune. Noi le spunem minuni pentru că nu-s normale. Păi dacă toți bolnavii s-ar vindeca pocăiți, vă dau un exemplu, dacă toți bolnavii pocăiți s-ar vindeca, întotdeauna când se îmbolnăvesc, toată lumea s-ar pocăi, nu că li drag de Hristos, nu că li drag de cer, s-ar pocăi ca să n-aibă cheltuie la doctor. Mă, dacă te pocăiești, nu mai ești bolnav niciodată. Deci, e simplă explicația. Păi nu ne scapă Dumnezeu de toate boalele și de toate problemele. Gata, dacă mă pochez, nu mai ajung la doctor, nu mai trebuie să iau medicamente, nu mi se mai face operație, dacă mă pochez, eu umblu pe mare. Fraților, noi suntem confruntați cu toate problemele care sunt confruntați ceilalți din lume. Dar noi trăim prin credință, credem în minuni și din când în când Dumnezeu face câte o minune și de aceea îi spune minune, că nu-i normal. Că dacă toți bolnavii ar fi vindecați de fiecare dată, n-ar mai fi minuni. Ar fi ceva normal, ar fi ceva la ordinea zilei. Dar Scriptura le numește minuni și semne, semne indicatoare, ne îndreaptă toate înspre Hristos. Slujim un Dumnezeu mare, slujim un stăpân atotputernic. El face minuni. Minunile nu garantează pocăința nimănui, nici mântuirea. Unii spun, în biserica aia se fac multe minuni, înseamnă că aia toți sunt mântuiți. Nu e adevărat. Sunt oameni fireși, oameni nepocăiți în biserici unde se fac minuni. Și sunt biserici unde nu se fac atâta minuni și oamenii sunt mai pocăiți și mai smeriți și mai ascultători de Dumnezeu. Minunile nu garantează, dar minunile ar trebui să ne atragă înspre Hristos. Și dacă Dumnezeu a făcut o minune în viața ta, în seara aceasta ar trebui să fii și să fiu mai pocăit. În seara aceasta ar trebui să vin din nou înaintea lui Dumnezeu să spun, Doamne, ai milă de mine și primește-mă. Slujim un Dumnezeu al minunilor și aș dori să venim în seara aceasta înaintea Lui. Nu știu cu ce problemă vrei să vii în seara aceasta înaintea Domnului. Poate că trebuie să vii doar cu pocăință. Să-i spui Domnului, Doamne, vreau să scap de judecată. Judecata finală va fi foarte aspră pentru mine atunci dacă nu mă pocăiesc astăzi. Astăzi să-ți dea Domnul pocăința. Că nu știi dacă o mai ai săptămâna viitoare. Nu știi dacă mai ai șansă. Și cu fiecare șansă de pocăință care nu o folosești, îți aduni o comoară de mânie și o pedeapsă mai mare la urmă. Nu lăsa să treacă ziua de azi fără să te pocăiești în sac și cenușă și din toată inima și să-ți ceri iertare Domnului și să te hotărăști pentru El, să slujești Lui. Domnul să te ajute. Poate că ai probleme în familie și vrei să-i spui Domnului, Doamne, am nevoie de o minune. Numai o minune mă mai scapă. Poate că ești bolnav în trup și spui, Doamne, cred că Tu poți să mă vindeci. În sângele Tău și în jertfa Ta există șansă pentru vindecare. Haideți să credem că Domnul vindecă și în seara aceasta. Poate că ai alte probleme, ai probleme în business și nu vezi nicio cale de ieșire. Ești blocat cumva în contextul în care te afli și spui, Doamne, am nevoie de intervenția Ta, dar numai o minune mă mai scoate. Domnul să-ți dea o minune săptămâna asta. Vin înaintea Domnului pentru rugăciune. Nu știu ce altceva te poate frământa. Poate că ești cam firesc, ești influențat de lumea asta și spui, Doamne, îmi pare rău, ajută-mă, cum s-a predicat și dimineața, ajută-mă să ies din Sodoma și Gomora și să urc pe munte. Doamne, ajută-mă să mă pochesc. Nu știu care e problema cu care te confrunți, dar aș dori din toată inima să ai curajul să vii înaintea Domnului. Dacă e o problemă în familie, dacă ai probleme cu copiii, poate ai probleme cu un copil care nu te ascultă și te doare inima, sfâșie inima. Te-a durut inima când a fost copilul mic.
dar acum ți-e frântă când e mare și îl vezi cum merge cu pași repezi înspre iad și vrei să vii înaintea Domnului și să ceri de la Domnul o minune, Domnul să-ți asculte dorința și strigătul inimii, așa cum a ascultat-o pe Ana, așa cum a ascultat-o pe Ana care plângea și cerea de la Dumnezeu un băiat. Nu știu cu ce te confrunți, nu știu care e frământarea. Poate e un păcat care nu te lasă. Poate e o poftă de care nu te poți scăpa, o poftă rea. Nu știu ce problemă ai, nu știu pentru ce te doare inima. Dar aș dori din adâncul sufletului în seara aceasta să credem toți împreună că Domnul va da cel puțin la unul, va da o minune în seara aceasta și în săptămâna care urmează. Și tu o să vezi mâna lui Dumnezeu în viața ta și să spui: e minunat!